Joi 19 august, în ședința de guvern, a fost aprobată trecerea din domeniul public al statului și administrarea ANIF, în domeniul public al Comunei Jăgălia, a unui imobil care să deservească un viitor sediu pentru garda de intervenție a pompierilor și serviciul smurt. Senatorul PNL Ciprian Pandea a susținut ideea primarului Aurel Vasile, idee care a prins contur de câțiva ani, dar care, din diverse motive, nu a ajuns pe masa guvernului. Premierul Florin Cîțu a fost de acord cu această propunere, bifând deja primul pas necesar investiției care să transforme clădirea unde a funcționat un sistem de îmbunătățiri funciare din satul Iezeru, clădire pe plus 1 cu o suprafață desfășurată de 1014 metri pătrați și un teren cu suprafață de 8322 metri pătrați, într-un sediu pentru un detașament de pompieri și smurd Senatorul Panda a transmis că va susține în continuare autoritățile locale pentru identificarea rapidă a unei surse de finanțare necesară pentru reabilitarea clădirii și amenajarea ei corespunzătoare noii destinații.